Există persoane al căror nume se confundă cu cariera. În cazul de față este vorba despre o carieră intrată în al 58-lea an. O carieră în muzică, în film, în teatru, a unei artiste complexe, care a revoluționat muzica ușoară românească. Margareta Pâslaru. De-a lungul anilor, 65 de compozitori i-au încredințat piesele spre interpretare, unii scriind special pentru timbrul său aparte. Compozitorul George Grigoriu a numit-o un mit al muzicii ușoare, iar compozitorul Paul Urmuzescu afirma că Margareta Pâslaru reprezintă pentru muzica ușoară ceea ce reprezintă Maria Tănase pentru muzica populară. Doamnă Margareta Pâslaru, aveți o carieră impresionantă, o viață dedicată muzicii și nu numai. Sunteți cântăreață, compozitoare, textieră pentru muzică ușoară. Ați cântat și folclor, ați jucat în filme, ați făcut și teatru, ați realizat emisiuni TV și radio, ați scris cărți. Pe parcursul acestei jumătăți de veac și ceva, ați adunat multe melodii, dar și foarte multe amintiri. Vă propun astăzi să răsfoim împreună albumul dumneavoastră cu amintiri și să ne uităm pe fotografii mai vechi, mai noi, rugându-vă să ne povestiți ce vă leagă de acele momente. Asta e o idee splendidă, să ne uităm pe fotografii. Care fotografii? Am pregătit noi niște fotografii. Oh. Pe unele poate le știți, pe altele nu. E un concept interesant, m-ați făcut curioasă deja. Da. Și eu care venisem pregătită să vă fac eu o surpriză. N-am știut că veți avea fotografii, așa încât vroiam să vă arăt, iată, a doua ediție a primei înregistrări făcute cu Chemarea Mării de George Grigoriu. Eram încă elevă pe vremea aceea și iată, coperta cumva sugerează acest aspect. Mi-ați ghicit prima întrebare. Din la cu bucurie. Aveați 15 ani și când ați debutat pe scenă și am să vă rog să ne povestiți despre acest debut. George Grigoriu a compus special pentru dumneavoastră Chemarea Mării, iar în 1960 Electrecord a înregistrat cântecul. În 60, a apărut discul în 61 când a bătut și recordul de vânzare. Da, la vremea aceea 26.000 de discuri era într-adevăr ceva special. Dar, sigur, amintirile sunt de tot felul și vreți să derulăm jumătate de veac într-o oră. Povestiți-ne cum a fost debutul și pe scenă și la radio. A fost foarte, foarte imprevizibil într-un fel, pentru că, fiind elevă, cântam doar pentru colegii mei de clasă și într-o zi una dintre prietene îmi spune: trebuie neapărat să mergem să vedem un film, este o actriță care are o alumiță exact ca tine. Și zic: ce spui, ce da, zice, ai să vezi și muzica și ceea ce cântă și ce face. Mergem și era vorba despre Vârsta Dragostei, se numea cu Lolita Torres, o actriță și cântăreață extraordinară la vremea aceea. Și într-adevăr am și memorat una dintre piese pe care cu ani mai târziu am înregistrat-o cu Marina Voica, în românește Pe aripa vântului s-a intitulat. Dar revenind, la Casa de Cultură era Paul Genzer și împreună cu trupa lui de muzicieni deosebiți dădeam diferite spectacole, diferite concerte pentru ceferiștii din raionul Grivița Roșie, pentru că acolo locuiam atunci. Și se făceau transmisii la televiziune cu artiști amatori, brigăzile artiștilor amatori. Și acolo m-a văzut pentru prima oară doamna Ileana Pop și cu Vlad Bâtcă. Și după aceea, tot la unul dintre spectacole acela, la scurt interval de timp, George Grigoriu, care cânta cu Trio Grigoriu. Era un mare vog, mare vog. Aveau câteva șlagăre la Cabana Trei Braz, Broscuța Oac și multe altele.
Și după ce m-a auzit cântând, mi-a spus, fetițo, o să scriu ceva pentru tine. Eu am rămas puțin, mi-a zis, glumește. E, așa a fost. Și ca să comprim cumva toată perioada aceea, într-o bună zi, tata îmi spune când am venit de la școală, când m-am întors de la școală, îmi spune, vezi, repede aici un număr de telefon, te-a căutat maestru George Grigoriu, a scris o piesă pentru tine. Deci eram pe aproape. Și restul, cum se spune, este istorie. Am înregistrat în 1959 la radio și acum când intru la radio sunt emoționată, parcă îl văd pe maestru Sile pe culoar. Maestru Sile Dinicu. Maestru Sile Dinicu. Era extrem de sever, dar foarte drept cu toată lumea. Adică nu se punea problema că a făcut o observație degeaba. Și am tras, cum se spunea atunci, în studioul T6, împreună cu orchestra. Ceea ce vă imaginați, adică încă nu era sistemul de a face separat secția ritmică sau separat viorile și așa. Și atunci am înregistrat odată cu Paul Urmuzescu. Paul Urmuzescu, care este unul dintre pilonii radioului, pot spune așa, și pionier, pentru că pe lângă faptul că știa să fonotecheze, adică în sistemul acela o bandă dreaptă, să te duci dreapta-stânga, dreapta-stânga, să spui aici tai. Pentru că rămânea la coadă, la final rămânea ceva care trebuia eliminat, știți? Și așa se făcea. Era uluitor și de asemenea el este și compozitor. Deci, maestre, dacă ne privești, o să-ți facă plăcere să-ți aduci aminte de T6, înregistrarea noastră de atunci cu Chemarea Mării. A bătut recordul la Electrecord și în anii următori George Grigoriu mi-a scris cele mai multe piese, urmat de Radu Șerban îndeaproape, care de asemenea mi-a scris 20 și ceva de piese. Ce să vă spun? M-ați emoționat cu această... M-a tulburat un pic. Am să vă arăt prima fotografie, pentru că se leagă de debutul din televiziune, care a fost un an mai târziu după debutul în radio. Și un rol important l-a avut un mare realizator de emisiuni. Un regizor cu imaginație bogată. În fotografia aceasta sunteți alături de Valeriu Lazarov. Da. Aici, doar că aici eram la Brașov, când s-a aniversat festivalul de la Brașov, atunci l-am revăzut. Într-adevăr, îmi face mare plăcere să-mi amintesc. Cum a fost prima emisiune? Era, se sărbătorea succesul sportivilor de la Roma, la Olimpiada de la Roma, în care Iolanda Balas bătuse toate recordurile și așa se face că mi-au dat voie să cânt în limba italiană, altfel nu s-ar fi putut pe vremea aceea. Și am interpretat Piccolissima Serenada în onoarea acelor sportivi. Și după aceea, alte și alte emisiuni, tot cu Lazarov, plin de idei și el și, cum să spun, mână de fier, ținea pe toată lumea în frâu. Și, de altfel, el a filmat și primul festival de la Brașov, Cercul de Aur, și primul festival Mamaia, în 63. Și ne-au legat niște ani înfloritori, aș putea spune, cu Valeriu Lazarov și doamna Ileana Pop. De ce? Pentru că doamna Ileana Pop a fost cea care m-a remarcat. Următoarea fotografie este alături de un mare actor care v-a fost la un moment dat și partener în film. Este vorba despre maestru Marin Moraru. Oh, Marinuș, vai! Pentru vai. Că trebuie să spunem că din primii ani de carieră ați luat contact și cu teatrul și cu filmul. E drept mai întâi cu teatrul. În 64 ați fost aleasă de maestrul Liviu Ciulei pentru a juca în piesa Opera de Trei Parale. Așa este. Eram, de Bertolt Brecht. Da. Eram studentă la drept pe vremea aceea, așa se numea. Nu știu, acum mi se pare că îi spune științe juridice, da? Deci, fiind studentă la drept,
am primit un telefon la un moment dat, aici Teatrul Lucia Surza Bulandra, domnul Vrabie, dânsul era director și regizorul Liviu Ciulei vă invită la o audiție și în clipa aceea am știut, am intuit că ceva se va întâmpla. Am dat acea audiție, care a fost extraordinară, și eu acum știți să le vizualizez precum un film. Asta este, cred că într-o bună zi voi încerca să fac un mic scenariu despre toate aceste povești. Și după acea audiție au trecut câteva zile și am primit un alt telefon. Sunteți așteptat la prima repetiție, citirea la masă. Vă imaginați. Și atunci am spus, facultatea de drept poate să mai aștepte, o să o termin după aceea, dar nu pot să ratez această șansă de a juca pe scenă așa cum visase. Și dreptul nu l-am terminat, dar nu regret, pentru că, iată, ar fi totuși un mic regret dacă aș fi absolvit facultatea de drept, probabil că aș fi putut să apăr drepturile soliștilor de muzică ușoară, referitor la drepturi de autor și altele. Deci, n-a fost să fie să ajung avocat. Acest început în teatru, oricum, a fost de succes, pentru că s-a jucat 4 stagiuni la rând. Așa este. Aproape 400 și ceva de spectacole. Și a mai fost ceva interesant. Vedeți, la teatru m-au descoperit actorii de film. Regizorii. Da, adică faptul că au spus, uite, poate să joace. A urmat debutul în film despre care am vorbit, că l-am arătat pe Marin Moraru. El a fost în al doilea film în care am jucat. Primul a fost Tunelul cu regia lui Francis Munteanu. Și pentru care trebuie să spunem că ați primit premiul pentru debut în cinematografie. Așa este, într-adevăr, un premiu care obligă. Și după aceea au fost alte filme, cu sau fără muzică. Cel cu Marin Moraru, un film cu o fată fermecătoare, a fost în regia lui Lucian Bratu, regretatul Lucian Bratu. Și împușcături pe portativ. Înainte nu vorbesc de cel cu Lucian Bratu, în care n-am cântat deloc, și aceasta a fost o performanță, pentru că era foarte generos rolul, un rol negativ, aș putea spune. Din primul moment până la ultima scenă n-am părăsit ecranul, a fost scris de Cosașu în așa fel încât a trebuit să susțin și l-am avut și pe Emeric Schaeffer, partener, și Gonța, și cum să spun, iarăși a fost un examen pe care a trebuit să-l dau fără muzică. Apoi ați menționat dumneavoastră împușcături pe portativ, sigur, și a venit seria Veronicilor, să spunem. Ceva mai târziu, e adevărat. Până la Veronici, da. Au mai fost niște evenimente importante, da, muzicale. Dar apropo de opera de trei parale, stați că am ceva să vă spun apropo de opera de trei parale. 64, tot 64, este... Album. Da, muzică populară. Da, muzică populară. Și de ce spun acest lucru? Pentru că în cadrul acelor repetiții am cunoscut-o pe Maria Tănase. Maria Tănase trebuia să joace, asta era în 1962. Deci Maria Tănase trebuia să joace rolul lui Jenny Spelungă, care a fost după aceea preluat de mare actriță Claudie Bertola. Dar împreună cu Toma Caragiu avea de făcut un dans, un tango, stil brechtian și muzica lui Kurt Weill. Dar Maria avea flair, pot să spun, și atât puțin cât am lucrat cu ea, fiindcă s-a prăpădit în 63, un an mai târziu s-a prăpădit, a intuit ceva ce eu n-aș fi avut curaj probabil să aborde, stilul acesta, adică muzica populară. Și în stilul ei caracteristic m-a tras deoparte după o repetiție și mi-a spus, ascultă, fă, tu trebuie să cânți muzică populară, ascultă-mă pe mine că-ți vulpe bătrână. Și am fost uluită de această sugestie, dar se pare că a avut dreptate. Abia după ce s-a prăpădit și ți-am avut curajul
să-i urmez sfatul, pentru că fapt, având timbru grav, cum îl avea așa, n-am vrut să se creadă că o imit, Doamne ferește. Și atunci am abordat piesele din Oaș, cu totul altceva. Da. Festivalurile muzicale erau un prilej de lansare pentru noi talente, dar și de recitaluri ale numelor consacrate. Avem câteva fotografii de la Festivalul Mamaia, dar și de la Cerbul de Aur. De la Mamaia. Trebuie să subliniez un aspect pe care puțin îl știu. Festivalul de la Mamaia a fost festival de creație. Festival de creație. Ulterior a apărut și o secțiune de, pentru interpretare. Dar acestea mergeau mână în mână, sigur că, cum să spun eu, interpretul putea să contribuie sau nu. Și maestrul Siledinicu, tot însu Dumnezeu să-l odihnească, spunea: tată, să lansezi o prima audiție e greu, poate să fie prima sau ultima audiție. Și așa era. Era riscant. Aici sunteți la festivalul de la Mamaia în 1964. Vai, vai, excepțional. Trebuie să vă spun Ilinca Cerbacev, Doina Badea, nu știu cine doamna de acolo, probabil regizorul de platou. Vai, ce... așa se purtau niște fișuri pe vremea aceea. Vai, ce mă bucur, excepțional. Am să vă arăt de la Cerbul de Aur niște fotografii. Sunt din 1969. Am să las un pic să discutăm separat despre prima ediție, cea din 68. Și am să Dar vă arăt. Tot de la Mamaia, trebuie să subliniez ceva. În doar 8 ediții, știți câți compozitori, m-au solicitat? 38 de melodii ați lansat. M-au solicitat 38 de compozitori, cum ar veni, pentru piesele lor la numai 8 ediții. De ce spun numai 8? Pentru că într-un an am filmat, într-un an am avut-o pe Măriuca și au fost niște pauze, știți? Așa încât... A fost, dar vedeți și acolo. Au fost și niște ani în care nu s-a ținut festivalul. Așa este, dar chiar și la, Mamaia nu toate piesele au răzbit, vedeți? Fiecare interpret se străduiește să le dea viață în versiunea cea mai luminoasă, cea mai bună și totuși unele se pierd pe parcurs. Dar ce a rămas și pe mine mă uimește și în ziua de astăzi, mă întâlnesc cu anumite persoane și amintesc două rândunici, nu pot să cred. Nu pot să cred de ce. Și glumele care au fost pe seama rândunicilor, zic, uite. Cum spuneam, de la Cerbul de Aur din 69, da, aveți da. O ținută absolut superbă. Astea erau creații vestimentare pe care le cream împreună cu arhitectul Ghițulescu, tocmai pentru a sublinia creațiile muzicale. Tot de acolo. Da, deci asta tot cu Lazarov. Și trupa aceasta erau Rolf Albrecht, trompetistul. Rolf Albrecht. Încă una. Și încă una. Da. Și trebuie să vă mai spun ceva. Tot Lazarov a creat această... Coloană de televizoare. Da, coloana a cerut-o. Și ce să vă spun? Vai, am cusut chiar cu mâna mea câteva mărgeluțe pe această vestă. Și trebuie să vă spun că elementele folclorice au fost nelipsite, cum se spune, în costumația pe care am creat-o. Mai ales pentru străinătate. De ce? Oriunde mă duceam, aceasta era, spărgea gheața. Cineva venea către mine și spune: vai, dar ce frumos, de unde? De la România. Voilà! Și așa începeam dintr-o dată să discutăm despre România și despre ceea ce, cum să zic eu, mesajul pe care îl aveam și ce căutam la acel festival, să spunem, știți? Aici sunteți tot la Cerbul de Aur, alături de o concurentă, cred că din Japonia, după cum este îmbrăcată. A făcut parte dintr-un recital, cred că în 69 a fost. La Brașov,
La prima ediție, doamnă, au venit vedete, nu erau concurenți ca de obicei. Nu? Orice festival este o rampă de lansare pentru tineri interpreți. Ei, la prima ediție au fost vedete una și una. A fost Kalinka, Jacques Justin. Avem fotografii în care sunteți chiar alături de Rita Pavone. Rita a fost în recital, însă. Ea a fost în recital, nu în concurs, sigur. Au fost alții care au fost pe primele locuri. 68, vorbim despre da, 68. Da. Acum, ce se întâmplă? Mențiunea aceea care mi-a fost acordată de jurul internațional, pentru care unii n-au fost mulțumiți, pot să spun însă că datorită acelei mențiuni, numele României a fost menționat în prima ediție a festivalului. A fost înscris în palmaresul primei ediții. Și, din punctul meu de vedere, aceasta m-a urcat o treaptă de la nivelul de interpret la cel de vedetă în recital, cum se spunea pe atunci. Pentru că în 69, dintr-o dată, din clipa aceea, eu n-am mai concurat. M-am dus doar ca invitată în recital. Mai avem de la prima ediție două fotografii cu dumneavoastră. Da. Mă uit cum se schimbă moda ce se purta pe atunci. Și aici o ținută. Aceasta a fost prima. Da, deosebită. Da. Ați fost un etalon în modă în anii 70. Doamnele vă admirau ținutele și încercau să vă copieze stilul vestimentar. Ținutele dumneavoastră de scenă au fost mereu spectaculoase, deosebite. De altfel, o parte dintre acestea au fost expuse la Muzeul Național de Istorie al României în expoziția Prietenilor Muzeului, Haina îl face pe om. Ținutele pe care le-ați donat muzeului sunt creații vestimentare proprii pe care le-ați purtat la diferite emisiuni de televiziune, dar și la festivaluri internaționale de muzică ușoară în Japonia, Germania, Iugoslavia, Mongolia sau Franța. Între acestea se află costumul cu motive oltenești, creat pentru Festivalul Maria Tănase din 1971, rochii din perioada interbelică, un costum din catifea neagră cu aplicații purtat la Festivalul Internațional de la Tokyo și Festivalul Internațional de la Split. O rochie total aparte este cea creată din ață pescărească, tot cu elemente decorative interbelice, purtată la Festivalul Mamaia în 1975, iar apoi la festivalurile internaționale din Israel, în 1977, în Mongolia, 1978 și în Cuba, 1980. Acest costum, catifea neagră, care a fost aspru criticat și a spus cine a îmbrăcat-o pe Margareta așa ca pe o grand dame când tinerețea ei și s-au supărat. E, cu aceeași ținută, pentru că nu exista internetul și posibilitatea de a se ști cu ce ai fost îmbrăcat într-o parte și într-alta, la Cannes a avut un mare succes acolo unde am obținut trofeul Midem pe care mi l-a mânat Maurice Chevalier. Maurice Chevalier avea 80 de ani. El a luat super trofeul, după aceea ne-a felicitat pe toți și a dat mâna cu noi. A fost o aliniere extraordinară. Pe aceeași scenă au fost Mireille Mathieu, Amalia Rodriguez, Dalida, Celentano, Udo Jürgens și alții. A fost iarăși un moment de neuitat și imaginați-vă că după 45 de ani, ceea ce nu s-a întâmplat cu niciun alt interpret de pe scenă, m-am revăzut cu Mireille Mathieu la Sala Palatului. Cine și-ar fi imaginat după atâția ani? Că, din păcate, Dalida nu mai este, nici Amalia Rodriguez. Și i-am făcut surpriză o fotografie tocmai din acel moment și am spus să-ți mai aduci aminte. Și s-a uitat pe ecranul mare de la Sala Palatului și a enumerat câteva persoane, câțiva artiști. Da.
Anul 1968 a fost special pentru dumneavoastră și pentru că ați sărbătorit 10 ani de carieră. Așa este. Într-un spectacol, un recital, one man show. Și aveați doar 25 de ani. Așa e. Așa este, da. Dar e drept, asta venea după succesul obținut la Festivalul de la Sopot, după recitalurile de la televiziunea din Berlin. Da, da, și în Cuba, alt festival și acolo. Într-adevăr, s-au legat în mod firesc, știți, treaptă după treaptă, s-au legat foarte frumos și tot cu Rolf Albrecht am interpretat și acel recital extraordinar de la Casa Armatei. Am avut repertoriu 23 de piese fără invitați pe scenă și trebuie să clarific pentru cei care spune cum fără invitați și imaginau că în public nu am invitați. Cu alte cuvinte, nu aveam invitați pe scenă cum se obișnuia, de pildă Gică Petrescu, care cum să zic eu, avusese recitalul lui la Sala Dales, ne-a invitat pe Constantin Drăghici, pe mine și pe Marina Voica și spune: dragă, trebuia să vă aduc, să-mi trag și eu sufletul între număr de piese și alta. Așa încât am îndrăznit să-l duc la bun sfârșit fără invitați. La Brașov însă, pentru că timpul era limitat, acolo am avut doar 12 piese și cu introducerea 13. Astăzi mi se pare foarte ciudat când vine cineva cu 3 melodii și spune recital. Voi zic, nu știți ce înseamnă să faci un recital divers, cu piese de tot felul. Trebuie să fie cel puțin de la 8 piese în sus, știți? Ce am să vă arăt două fotografii care au legătură cu perioada în care ați făcut film. Mai precis, Veronica se întoarce, da. Relativ de curând. Ia să sunteți vedem, cu doamna cu Elisabeta Bostan, regizorul filmului. Va fi ziua dânsei pe Sfânta Elisabeta, da. Și Temistocle Popa, într-adevăr, la Palatul Copiilor, acolo a fost o aniversare. Nu mai știu câți ani se sărbau atunci, 96, da. Sigur, Temistocle Popa cu nemuritoarea lui muzică. Și aici, nu doar tot din de acest atunci, film. Tot cu doamna. Da, da, cu Elisabeta Bostan. Da, 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 da. Vai, ce amintiri frumoase, într-adevăr. Și după Veronica și Veronica se întoarce, au urmat Gloria nu cântă. Da, Gloria nu cântă a fost debutul lui Alexandru Bocăneț, exact, pe marele ecran a fost debutul lui și acolo jucam rolul unei frizerițe. Trebuia să-l bărberez pe Toma Caragiu și pe Diplan în dreapta care mă aștepta și era personajul lui Toma Caragiu, avea o replică, adică o tendință de a filozofa și de a mă învăța câte ceva la care frizerița spune la un moment dat. Vreau să vă spun sincer, eu cred că nu are niciun nonsens ceea ce spuneți. Și a fost așa o replică bine scrisă și comică, da. Și ne pufnea râsul. De câte ori filmam, trebuia să ne oprim și încă o dată. Mai fiți serioși, spuneți replica cum trebuie, așa, pentru că ea este absolut neștiutoare, nu-și dă seama că nu e corect ce spune și ne pufnea râsul, da. Dumneavoastră ați compus și ați scris versuri pentru foarte multe melodii, dar ați compus și inspirată de versurile unor mari poeți, Elena Farago, Virgil Carianopol, Blaga, Blandiana. Blandiana, Constanța Buzea, da. Minulescu. Da. Spuneți-mi ce anume, de unde pornește ideea, de la poezie? Poezia vă inspiră și încercați să găsiți o linie melodică? Sau întâi apare linia melodică și cum? Asta e o întrebare foarte bună și mi-au mai pus-o și alții și este foarte dificil să răspund, pentru că știți ce se întâmplă? Ceea ce
mă duce la pian, este o anume trăire, o anume emoție, o amintire, fie tristă, fie veselă, de cele mai multe ori tristă. Citesc versuri și sunt anumite pasaje care mă tulbură, pentru că mă regăsesc în ele sau descoper un alt univers. Și exact asta se întâmplă. Le încercuiesc acelea, le fac semne. Încep să, deja să mă gândesc, melodia îmi sună cumva potrivită versurilor și îmi notez, uite, asta ar trebui să fie prima strofa, asta poate să fie strofa a treia, dar asta trebuie să fie refrenul. Că cineva mă întreba chiar, de unde știți din șase strofe care va fi refrenul? Nu știu la început, nu știu. Decât în clipa în care mă așez la pian și contopirea acestor emoții și acestor trăiri și zbuciumul acesta, parcă cineva mi-mi conduce mâinile pe claviatură. Sunt momente în care efectiv am impresia că sunt în transă. De ce? Pentru că înregistrez totul și din înregistrare îmi dau seama ce se întâmplă cu mine. De-abia după aceea, în momentul respectiv, nu știu ce se întâmplă. Avem niște fotografii de la lansarea albumului Best of Margareta. A? Da, album pe care ați adunat... Da. Asta a fost la magazinul Muzica. La magazinul Muzica, exact. Da, mi-aduc aminte. Și toate drepturile au fost dăruite orfelinatelor. Da. Acolo ați adunat și piese creație proprie și piese pe care vi le-au încredințat atâția compozitori despre care am vorbit. Și au fost unele pe care le-am înregistrat cu Adrian Antonescu și Antoni Petosa peste ocean. Și le-am adus în București, bine, tot acolo am compus și Tatăl nostru și alte piese, Un pod peste ocean. Și, da. Tatăl nostru l-am înregistrat cu Radu Goldiș. În această bună perioadă de timp în care ați fost plecată din țară, ați trecut din fața camerelor de filmare în spatele lor. Exact. Și ați continuat să compuneți muzică, ați promovat artiști, ați avut activități de voluntariat, ați readus în atenție Ziua Copilului în Statele Unite. Așa și, dacă nu greșesc, Senatul statului New Jersey v-a conferit titlul Women of Excellence. Da, a fost premiul Women of Excellence, primul premiu de excelență pe care l-am primit. Da, acolo a fost, într-adevăr. Este foarte interesant faptul că ei observă, cum să spun eu, activitatea, culeg informații despre tot ce îl preocupă pe un anume artist, știți? Și acest premiu a fost la categoria Arts and Humanities. Acesta a fost premiul, da. Văd că ați adus cu dumneavoastră cartea. Da. Eu și timpul. Dacă nu aveți, frumos, v-am adus-o. De ce? Pentru că aceasta a fost un alt debut. Un alt debut. Literar. Da. V-aș întreba, cum ați ales titlul? Știu că aveți și o melodie care se numește Timpul. Așa este. Timpul a fost printre primele compoziții înregistrate. Mai sunt altele care n-au fost înregistrate. Dar în anii 70 am compus Timpul, muzică și text. 10 ani mai târziu am descoperit la poetul Virgil Carianopol poezia Eu și Timpul, care iarăși a fost o treaptă, vă dați seama, o altă experiență de-a lungul anilor, 10 ani diferență, dar titlul cărții a fost dat de, dacă vreți să întoarceți, de bustul acesta. Care vă reprezintă? Da, este bustul pe care l-a creat Medrea. Medrea, sculptorul Medrea, a fost coleg cu bunicul meu și în copilărie mă rugau să pozez pentru ei, nu aveau condiții în anii 50 și eram fetițe și spunea, ia stai tu acolo și joacă-te în nisip la plajă, asta vreau să spună, copil la plajă, știți? Și m-au învățat cum să pozez, cum trebuie să stai nemișcat cel puțin 10 minute ca să rămână aceeași expresie, foarte greu de pozat pentru artiști. Deci ani au trecut și la un moment dat încă trăia bunicul meu
Aveam 19 ani atunci, cred, și îmi spune, îmi dai voie să o împrumut pe nepoțica, care iată a crescut și cântă, ce vreau să-mi pozeze mie și soției pentru acest bust. Și așa a fost. Atelierul lui, nu știu dacă mai este lângă televiziune, pe Pangrate, acolo aveau artiștii plastici ateliere și m-a invitat, i-am pozat și, dacă observați, gâtul este, cum să spun eu, predomină în acea lucrare. De ce? Pentru că el spunea că de acolo iese ceea ce încântă publicul și a vrut să... De acolo pornește vocea. Un anume simbolism, da, da. De fapt vine din suflet, în primul rând, dar oricum interesant. Aici am o fotografie foarte frumoasă, care marchează un eveniment important. 50 de ani de la debutul artistic. Da. Asta a fost la Uniunea Compozitorilor, nu-i așa? Da. Uniunea Compozitorilor, exact. Atunci a fost iarăși un moment extraordinar. Doamnă, mă răscoliți cu aceste imagini. Pentru că mulți dintre cei 65 de compozitori nu se mai aflau atunci printre noi, mi-am propus să citesc numele fiecăruia. Dar... Și așa am făcut. Mi-am scris pe un panou. Dar au fost alături de dumneavoastră compozitori care vă îndrăgesc și care... Sigur au fost... V-au încredințat la rândul lor melodiile. Da. Nu întâmplător am cântat după aceea Săracă inima mea. Asta am cântat a capela și se auzea vocea lui Țeicu, care a condus tot corul acolo. Săracă inima mea. Da. Una dintre melodiile compuse de dumneavoastră, devenită șlagăr, este Lasă-mi, Doamnă, pomii verzi. Da. Ea dă și titlul unui CD aniversar. Avem o fotografie de la lansarea acestuia. Da. Aceasta cred că a fost la magazinul Muzica, tot la Muzica peste an, pentru că am avut și la Gaudeamus o altă lansare. A fost dublă lansare, da, într-adevăr. Discul s-a vândut foarte bine și vorbind despre disc, nu știu dacă pe aceasta o aveți, că e tot pentru dumneavoastră, Margareta 70, când am împlinit 70 de ani, da. Acesta a fost editat de Casa Radio, de Fundația Radio. Uh-huh. Vedeți, un repertoriu nou. Erau melodiile maturității artistice și toate acestea împreună cu alte piese parte compuse dintre ele... de Jolt Chereștei și Țândărică. Uh-huh. Da? Ovidiu Lipan, Ovidiu, da, toți îi spunem Țândărică. Da, Ovidiu Lipan, Țândărică, da. Și firește, piesă de folclor în memoria Mariei Tănase, era anul Maria Tănase. Și este una dintre piese la care țin foarte mult. Libertatea nu se învață, ci reflectă un fel de a fi. Dar vorbind despre disc, vreau să vă amintesc ceva și asta pentru că am primit de la cineva, acum câțiva ani, decupări din ziarele respective în anii 63 și 64. Deci două publicații, una din Germania și alta din Ungaria, menționau o cifră. Menționau o anume cifră. De albume vândute. De albume vândute la vremea aceea. Și spuneau Margareta Păslaru, vedeta României, care vinde 300.000 de discuri în Europa. Când spunea Europa, se referea la țările socialiste, cum se numeau pe atunci, pentru că pe vremea aceea era interviziune. Noi eram partea, nu Euroviziune, era interviziune. Da. Și să știți că prin interviziune ne-am făcut cunoscuți cel puțin oriunde eram invitată, lumea spunea, v-am văzut la televiziune și mă întrebau de unde, pentru că nu era deschiderea care este acum, știți foarte bine. Adică totul era mult mai sever și
nu era simplu, dar interviziunea făcea această vizită din țară în țară și făceau schimburi, erau schimburi artistice între țări, da. Mai aveți o surpriză? Da, este doar o singură fotografie, pentru că ar fi, cred, imposibil să prezentăm fotografii de la toate evenimentele de acest fel. Și așa mi-ați făcut o surpriză extraordinară, da. Asta este legată de faptul că la gala premiile muzicale Radio România Actualități ați primit premiul de excelență pentru întreaga carieră. Așa e, da. Ați numărat vreodată câte premii aveți în palmares? Nu eu, dar fanii le-au numărat și, de fapt, o listă până la data la care a apărut cartea există aici, la sfârșit este inclus alături de partituri și aproape anual a fost deci câte care ceva, ar fi cifra? O apreciere, nu știu că nu le-am numărat. Sigur că da, cum să spun eu, fiecare premiu, știți, contează într-un fel, sunt diamantele trude, știți? Diamantele trude care sunt recunoscute și argintul valorii și platina, cum să zic eu, longevității, care într-adevăr se cumulează cumva și marchează niște puncte. Dumneavoastră aveți un motto pe care îl regăsim de multe ori în interviuri, poate și în carte. În tinerețe ne străduim să ne facem un nume, la maturitate trebuie să folosim numele spre binele altora. Dumneavoastră ați făcut acest lucru implicându-vă în numeroase activități umanitare, activități caritabile. Avem o fotografie de la un eveniment al Crucii Roșii Române, al cărei voluntar de onoare sunteți și tot dumneavoastră ați adus în România conceptul Banca de Alimente. Da, mi-amintesc Banca de Alimente, da. Îndemnam cumpărătorii să urmărească acest raft cu sigla Crucii Roșii, tocmai ca să știe că produsele pot fi donate. Exact, produsele care pot fi donate neperisabile. Și mai mult, am compus ceea ce se numește astăzi un jingle, da? Un jingle. Un scurt apel, fii voluntar. Ești liber să alegi pe cine vrei să ajuți. Asta este morala, să spunem, și îndemnul. De altfel, voluntariatul are o importanță extraordinară și mă bucur că aceste ONG-uri înfloresc și se mulțesc și este extraordinar. N-am decât cuvinte de laudă pentru toți cei care au această aplecare către voluntariat. Nu oricine poate să facă voluntariat. Știți foarte bine că dacă nu e autentică această chemare, rămâne fără rezultat, da. Tot în ipostaza de voluntar, da, al Crucii Roșii, dumneavoastră de altfel în 2011 ați fost ambasador al anului european al voluntariatului în România. Ați fost la o distribuire de alimente pentru oameni sărmani de sărbători, da. Așa este, de Crăciun. Așa este. Noi am mers, pentru cei care nu știu, mergeam împreună cu Crucea Roșie la casele beneficiarilor. Pentru că cineva mă întreba cum se procedează. Cum sunt aleși? Sunt listele acelea de la adică fiecare primărie are o listă, da, ale cazurilor sociale și sunt verificate dacă e adevărat că, mă rog, nu au condiții și așa mai departe și atunci mergem. Și, într-adevăr, este un sprijin pentru cei care au nevoie. Tot o fotografie din zona activității dumneavoastră caritabile este aceasta, alături de micuții bolnavi internați la Spitalul Grigore Alexandrescu. Da, la spital, da. Aceste... Unde aveți un proiect. An de zile am citit povești, ducându-mă de la pat la pat pentru fiecare vârstă câte o poveste și pentru fiecare băiețel sau fetiță și pentru că la un moment dat simțeam că nu fac față, am venit cu această idee de a
difuza poveștile prin difuzoare. Și domnul director Enescu a fost de acord, a durat ceva, adică am fost persistentă, recunosc, pentru că știam cât de important este pentru psihicul copiilor. Știți, medicii se ocupă de trupul lor. Eu am încercat să mă ocup de sufletelul lor și de latura aceasta sensibilă, pentru că nu întâmplător sistemul pilot a fost făcut, programul pilot, la secțiunea celor arși, pentru că acolo stau mai mult și au, cum să spun eu, suferă îngrozitor și atunci au nevoie de a li se abate gândul de la durere și de la suferință. Și cum? Prin aceste povești șoptite. Și mulțumesc foarte mult editurii Curtea Veche, pentru că și Curtea Veche a lansat și cartea, dar Curtea Veche a înregistrat acest disc Basme Fermecate și aceste basme sunt difuzate cu vocea dumneavoastră. Da, sigur, eu interpretez toate rolurile, joc rolul povestitorului și la un moment dat și spun și a venit Valaurul și a făcut, dar după aceea vine Păsărica care a spus că așa... Și vedeți, și schimb rolul personajelor și apoi crocodilul care... Deci copiilor le place grozav, pentru că de fapt este o mini-scenetă, este o piesă de teatru făcută special pe înțelesul lor și sunt fermecați pentru câteva minute și uită de durere și asta este foarte important, pentru că nici părinții lor nu mai au resurse, știți, să-i țină, cum să zic eu, departe de această problemă. De câțiva ani buni, din 2010, dacă nu mă înșel, Europa Fest face parte din... Da, am fost invitată și anul acesta. Dumneavoastră. Așa este, așa este și sunt foarte bucuroasă. De ce? Am ocazia să cunosc tine, fotografia toată aceasta lumea. Acum 2 ani. Este de acum 2 ani, da, din 2012. Da. Domnul Luigi Gageos este inițiatorul și iată de 22 de ani face minuni. Chiar acum la conferința de presă s-au anunțat 300 de tineri muzicieni care vor fi prezenți în București. Cred eu că este extraordinar faptul că se întorc în țările lor, sunt, nu știu, în vreo 40 de țări de anul acesta, dacă nu mă înșel, se întorc și vor povesti despre România. Și același lucru am vrut să sugerez, mă întorc acum apropo de Cerbul de Aur, când era... Important este ca invitații să ia premii, nu tot românii, pentru că Cerbul trebuie să călătorească în lume și să povestească despre România. Dacă îl ținem aici, n-are cine povesti despre el în alte țări, știți? Și am făcut acum o săritură tocmai pentru că asta este ideea. Vorbeam mai devreme despre compozitorii care v-au încredințat melodii. Da, ei, la da, lansarea... albumului Margareta Forever, 3 dintre compozitori v-au fost alături. Da, da, vai ce bine îmi pare. Acesta este Paul Urmuzescu, care trăiește și vorbesc des cu el la telefon. Temistocle Popa. Lucica Popescu Moraru, da, aici lângă mine, chiar lângă mine, soția actorului Moraru și Țeicu. Marius Țeicu. Vai ce plăcere îmi face. A trebuit să-i dau și lui Marius să o vadă și eu. Da. În 2010, când a apărut CD-ul de autor Margareta, 50 de ani de la lansarea primului disc, Lasă-mi toamnă pomii verzi, ați donat 100% drepturile de autor către UNITER pentru campania Artiști pentru Artiști. Da. Iar anul trecut, în 2014, ați lansat albumul Actorii cântă, care vizează tot un scop umanitar. Asta este de la lansarea albumului Actorii cântă. Așa este. În care sunt... O parte dintre actori. Uitați, aici am, aici dar am distribuția. Să, da, să ne da, da. Spuneți despre ce e vorba. Da, dar chiar am să vă povestesc și îmi dați voie repede să menționez numele lor. Emilia Popescu, Marius Manole, Maria Buză, Mihai Bisericanu, Marius Bodochi, Silviu Biriș, Mirela Gienescu, Rodica Mandache, Corina Chiriac, Florin Zanfirescu, cu care am un duet, Pansele Negre, Ovidiu Niculescu, Anca Sigartău, Gelu Nuțu. Da, și toate acestea merg la Fondul de Solidaritate Teatrală. Și vestea bună este că s-au vândut câteva mii de unități. Și dacă îmi permit, aș face un apel către orice altă publicație care este dispusă să atașeze la revista lor sau la ziarul lor
CD-ul numărul 2. Cu primul am avut mare noroc, câteva mii de unități s-au vândut. Și urmează să apară al doilea. Și acum lucrăm la cel de al doilea și ar fi minunat ca cineva să-l răspândească în toată țara, pentru că ele ajung și la teatre. Aceste discuri ajung și la teatre, deci spectatorii sunt invitați să și-l procure, pentru că sunt mari actori care, iată, au cântat pro bono. Au venit cu generozitatea lor și au oferit aceasta pentru actori în vârstă și bolnavi care s-au retras de pe scenă sau de data aceasta noul CD din lumea filmului. Sunteți o persoană extrem de activă, mă uimiți cu câtă... Doamne, am idei și atunci mi-a spus de ce să le țin în sertar, ideile trebuie deci să circule. V-ați implicat de-a lungul anilor și în campania lansată de Leslie Hawke, Școala te face mare. Da. Scrieți al doilea volum al acestei cărți, Eu și timpul. Compuneți și scrieți texte, în paralel încurajați tinerii. Prin rubrica săptămânală de la radio, Margareta prezintă pe... Da, emisiunea se numește Espresso de weekend cu Daniela Ivanov. Da, cum îi selectați pe acești tineri? Aflu despre ei. Fie îi văd la câte un concert și spun cine e cu tare. Hai să aflăm mai mult despre el. Sau coincidența a făcut să cunosc câțiva tineri extraordinari care erau bursierii Fundației Principesa Margareta României. Și mi-am spus, uite ce alegere interesantă, și dânsa și eu, fără să fi știut de această alegere, am remarcat aceiași tineri. Și acești tineri sunt promovați în emisiunea radiofonică și Alex Buzică este cel care ne ajută cu latura tehnică și cu mici interviuri. Și iarăși împlinim 6 ani de când suntem în eter cu această rubrică și chiar dacă e o miniatură, eu cred că le mai deschide iarăși o portiță către public pentru a fi cunoscuți. Între atâtea activități, totuși găsiți timpul necesar și pentru rolul de bunică a micuțului Luca. Da, sigur că așa este. Povestiți-ne Luca, ceva despre da, Luca. Luca va împlini 5 ani la vară și chiar mă gândeam, zic, uite cum au zburat timpul și într-adevăr este adorabil. Noroc cu tehnologia modernă, prin Skype ne vedem zilnic și așa încât suntem la curent cu totul, nu ne scapă nimic. Și ce să spun, este o bucurie, o mare, mare, mare bucurie. Mai mult, libertatea nu se învață, am copus-o pentru el și mi-a spus, când va fi mai mare, va înțelege. Uite cum gândea bunica mea în anul 2010, cum gândea ea despre libertate, cam așa. Doamnă Margareta Păslaru, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Vă facem un cadou acest set de fotografii. Minunat! Iar eu, la rândul meu, voi mulțumi, dați-mi voie să mulțumesc studioului imediat, studioului Cherește și orchestratorilor, George Popa și Călin Grigoriu, care susțin toate aceste CD-uri și le mulțumesc și lor foarte, foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație și pentru emoție. Îmi cer scuze că m-am pierdut la un moment dat, dar ați atins emoțiile sunt omenești și dacă v-ați amintit de niște oameni care v-au fost dragi... Cum, dar nu avem cum să uităm și nu trebuie să uităm, într-adevăr. Niciodată.